Hai, seara bună, Prohibition! Bine v-am găsit! Salutăm sau nu? Cum se salută mai tare? Da, pentru cei care deja mă cunosc, sunt tot eu, de pe 98,3 FM. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Răzvan Petre și o să facem cunoștință în seara asta și cu Ada, pentru că ea n-am adunat, nu? Hai, fluierături tari pentru Ada! O să plângem la final, când o să se termine totul, da, cu părere de rău, e clar. E bine, în seara asta l-am adunat aici să-i spunem la mulți ani Adei, într-un proiect inițiat de București FM, 98,3 și de Prohibition. În seara asta o să dansăm, o să cântăm, o să ne distrăm, o să ne pupăm, o să ne plaudăm și la sfârșit ne despărțim cu promisiunea că ne întâlnim sâmbăta viitoare. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că mâine este mărțișorul, o să invit în scenă pe Ada! Chiar ea este! Ada, ai o surpriză de la noi! Hai! Vino, îmi place, Ada! Hai! Farfurie și dacă spune că nu-i pasă, că n-o să ajungi nicăieri, că ești varză. Ai grijă să nu-i cază în plasă. Tu e să vă aud. De țară că pot, de țară că pot, de țară că de țară că pot, de țară că pot. Da, pe scenă și-mi curgeam fiecare zi muzica în venă. Și am ales un loc pe hartă să evadez acolo la fiecare ceartă. Știam că pot, pot mai mult de-atât. Îmi spuneau și visele când eram singură pe pământ. Și te iubeam, dar mă rănai atât de tare. Nu mă lăsai să respir, mă ținai într-un cup. Așa am scris news murdare și a ajuns pe YouTube. Oamenii ascultă unul, altul îmi spune cum ai scris tu piesa asta. Ce vindec atâta lume, am rupt bucăți în mine și le-am pus pe hârtie instrumentalul de pe negă. N-avem bani de negative și dacă spune că nu-i pasă, că n-o să ajungi nicăieri, că ești varză. Ai grijă să nu-i cază în plasă. Tu ești puternică, deșteaptă și frumoasă. Și acum îți arăt că pot. Îți arăt că pot, îți arăt că pot, îți arăt că pot. Îți arăt că pot, îți arăt că pot, îți arăt că pot.
țară că pot, pot, în țară că am reușit să fiu cineva și pot, pot mai mult de atât, stai, să mai not încă puțin în marea asta și o să ajung în port. În țară că pot, în țară că pot.